Uneori cuvintele sunt de prisos, în încercarea de a pune pe hârtie emoții și bucurii trăite la un moment dat. Acum ne vom lăsa totuși pe mâna lor, pentru a putea descrie ce înseamnă să te simți acasă, în mijlocul oamenilor reuniți la Festivalul Internațional Folcloric de Cântece și Dansuri Românești Vlahe, de la Vidin și Coșava din Bulgaria, care se apropie deja de vârsta majoratului, în 2016, împlinind 17 ani de existență. Își datorează viața Asociației Vlahilor din Bulgaria, care a vrut, pentru comunitatea românească de aici, un context în care să își poată prezenta cântecele și dansurile populare, moștenite din bătrâni și date cu generozitate de la o generație la alta. Festivalul fiind, de altfel, și o legătură trainică între vlahii de ieri și de azi. Iubesc folclorul și se simte asta în mândria în care îmbracă portul popular, în bucuria cu care intră în joc și lasă pașii să caute în tocmai și firesc ritmul muzicii bătrânești. Auzim o muzică tipică românească, cum a fost pe vremuri, așa numiți bandagii, obligatoriu, ca să facă o horă cât de mică ea, cum este acum, trebuie obligatoriu să fie toba și instrumentele, cum este trompeta sau cele care dau un ritm special. E un ritm special, paradă, în paș, de joc, popular, mie rar mi-a fost dat să văd. La noi de obicei parada prin asta se înțelege, toți putem merge la cot, dar e frumos atunci când vezi și cei în vârstă și tinerii, să vezi pașii pe care îi fac împreună, legați la un lanț, ducând spre undeva, spre viitor. Deci ei sunt cumva lăutarii de la noi, nu? Da, da, putem spune lăutari. Lăutarii la noi sunt ăia, meșterii. Lăutariul ăla care când începe să cânte, bandagii se opresc. Cântă ăla cel mai stărit, cel mai tare, ăla care îți face părul măciucă, care te pune să joci imediat, să sar, chiar și la vârsta pe care vedeți unii din maestrii noștri, peste 80 de ani. Nu știm cum a trecut timpul și deja ne apropiem de majoratul unui festival pe care asociația, toți membrii, toți adepții, toți iubitorii de folclor au reușit să-l mențină cu toate greutățile. Ceea ce este interesant pentru el că în anii când a fost cel mai greu, cu ani în urmă, între 2006 și 2008, chiar au fost cei mai mulți participanți. Atunci când, în primii ani, când a început primul festival în 1998, la primul festival a fost așa de mulți, din așa de multe țări, am rămas surprinși. Am fost adunați într-o localitate, aici în apropiere, în munte, unde primar a fost așa de bun să ne găzduiască pentru primul festival. Chiar atunci am avut și concurs. Au stat și s-au gândit, pentru că sunt profesori foarte buni și foarte de treabă, care au apreciat muzica și talentul acestei regiuni. Și au zis, nu se poate face la un festival ca acesta o jurizare. Din cauza aceasta, câteodată, dăm premii speciale, care sunt pentru portul, care este de peste 100 de ani, sau pentru păstrarea, pentru imbolul de a păstra și duce tradiția mai departe în neamului. Bănuiesc că în cartea festivalului s-a scris acum 17 ediții motivul pentru care era nevoie ca el să existe. Așa cum au început convorbirile, să zicem, cum a fost taina între oameni când s-a creat asociația, am vorbit de apa vie, aia care ne duce mai departe. Cu ani în urmă am vrut să avem un ansamblu care să fie numai al nostru, al asociației, care să ne reprezinte, care poate să meargă la diferite concerte și întotdeauna să ne fie la îndemână. După aceea vedem cu anii, când am fost acel imbold care a readus la viață casele de cultură, pot să zic în marea majoritate, indiferent că li se spune după noua lege, Casa de Cultură 1920, 1901, 1926, 7, 8, marea majoritate din ei au avut un timp de peste 30 sau 20 de ani în care chiar au funcționat numai biblioteca. Iar Casa de Cultură, acea care ține ca o vatră vie tradițiile, o vedem de când este festivalul. Pot să zic cu mândrie, pentru că am fost unul din prezentatorii primei ediții, și o spun cu mândrie pentru că văd că oamenii se înmulțesc, sunt copii care într-adevăr vreau și au inimă să danseze și să ducă mai departe. Când ai învățat limba română? De când am pășit. La mine bunici și străbuniții vorbesc foarte bine. Nu literar românește, dar românește pur. Din ăla pe care
colegii și prietenii de la Academia Română, când au venit cu ani în urmă, în 1996, spuneau: dar eu mă înțeleg, cu bunica ta stăm la umbră și tăinuim. Festivalul avea să înceapă în Coșava, unde din cei peste 400 de locuitori, 300, potrivit primarului Venelin Romanov, vorbesc românește. Lor li se adaugă și cei care înțeleg limba română. E molipsitoare bucuria lor de a fi autentici, de a dărui frumusețea adunată în viața satului tradițional. Mami, radule, la
la Coșava lumea bătrână și pocolenia după lumea bătrână toți vorbim limba românească. Nu știu cum s-a întâmplat treaba asta, dar o vorbim. Nu foarte bine ca românii, dar putem să ne înțelegem. Dacă venim în țara românească, de foame nu murim. Și copiii care crește după noi, învățăm să știe și limba asta. V-ați născut cu ea, practic. Ați auzit-o vorbindu-se în casă? Am auzit de la babile noastre, de la părinții noștri. Am auzit-o de la ei și am învățat-o de la ei. Ne-am născut cu ea, da. Și acasă vorbiți românește? 85% vorbim românește, da. Trebuie să fie destul de complicat așa să reușiți să comunicați și în românește și în bulgărește peste zi. Când vă certați, în ce limbă vă certați? Ne certăm, mai mult în bulgărească. Mai puțin în românească, că sunt niște parole așa care nu ni se cuvine să le zicem. În limba noastră se cuvine mai bine. Suntem încă frați, ne desparte numai Dunărea. Oamenii se mai îmbracă în costum popular? Când este un festival, un praznic, când avem, cum să spune, când avem praznicul la sat, zăua la sat, când este... Dar o să ne vedem și de-a timp. Cu mare bucurie, pentru că am văzut că oamenii sunt chiar foarte primitori aici și se bucură să ne întâlnim și să ne povestim reciproc experiențele trăite în zonele din care venim. De ce vă place acest festival? De ce lumea vrea să joace, să vie... cum vine altă lume din altă țară, să mai vorbim, o țară limba română, limba bulgară. Voi învățați ceva de la noi și noi învățăm ceva de la voi. Vedem cum e tradiționul în țara voastră și voi vedeți cum e tradiționul în țara noastră. Asta e, un festival de asta, să împărțim omen nopi, nu știu cum se spune în română. Să facem un schimb de experiență, să împărtășim cumva și emoții trăite, fiecare alături de bunicii noștri.
ocaziile speciale din viața dumneavoastră, Jeunesse Decor vă realizează cele mai frumoase decoruri. Plăcerea de a vă oferi clipe de neuitat. Jeunesse Decor. Alege întotdeauna tinerețea. Festivalul a adus în perioada 16-18 septembrie 2016 grupuri și ansambluri folclorice din România, Serbia și Bulgaria, la Vidin și Coșava. Craiova a fost reprezentată de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj, alături de care Asociația Vlahilor din Bulgaria a venit în momentul Dolj în bucată de la Calafat. Ne simțim ca acasă, participăm la acest festival încă de acum 6 ani. Prima dată am participat la Vidin cu celălalt ansamblu Perla Dunării din Ciupercenii Vechi și am continuat cu Rozele Calafatului din Calafat. Nu există ediția festivalului sau zile ale comunelor la care să nu fim invitați. Asta pentru că iubiți deopotrivă limba română, sportul popular, tradițiile, până la urmă aveți același respect pe care l-am găsit aici față de bătrânii care le-au dăruit bucuria de a vorbi limba română. Da, nu numai tradițiile, dar în zona aceasta sunt mulți bătrâni care în urma războiului de independență, fiind români, au rămas aici și iubesc foarte mult și limba românească și oamenii din România, iar atunci când noi participăm la festival, pentru ei este o mare bucurie și o mare onoare că suntem ca și frați. Veniți aici ca să le ajungeți direct la suflet, să le intrați direct în inimă. Să trecem și dincolo de suflet. Sunt copii foarte iubiți de toți cei de la Pocraina, Timovo, Coșava, Cutovo. Sunt multe localități unde am participat și ne-au îndrăgit foarte mult și de fiecare dată ne invită la rândul lor cu mare drag. Cumva sunteți prieteni, căci aveți legătura aceasta foarte trainică, Dunărea. Cea mai frumoasă dintre legături, nu? Și sunteți acasă și la Calafat, în România, sunteți acasă și aici, în Bulgaria. Da, așa este, Dunărim cu Dunărea. Și de o parte și de cealaltă am participat la diferite evenimente, cum ar fi Dolj în bucate. Fiecare dintre noi este încântat de preparatele culinare din Bulgaria, cei din Bulgaria de cele de la noi din România și deja parcă s-a creat o legătură mai puternică. De-a lungul timpului s-a văzut că sunteți un partener, Calafatul, lângă foarte multe alte localități din Dolj, un partener trainic al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj. Și știu că lângă centru ați ținut cu dinții să vă păstrați cumva autenticitatea în ansamblu. Pentru momentul acestui festival internațional, ce i-ați pus pe copii să învețe? În primul rând cântece din zona noastră, din partea de sud a Dunării, jocuri populare tradiționale, cum ar fi balta, ariciul, tocul. E ce că e de minim. Suita morarilor, sârba de la Giubega și pentru că de câteva luni de zile am participat la festivaluri importante, cum sunt cel de la Montana, am învățat și dansuri bulgărești și ne așteaptă să le prezentăm cu mare nerăbdare ce surpriza acestui festival, un dans bulgăresc. Yeah!
ușor și încet un el așa, noi prin toate zonele unde existăm românii, noi ușor, ușor începem să ne pierdem. Din ce cauză? Din cauza că nu mai răsere persoane care să se ocupe ca să putem păstra al nostru ce e mai mare valoare, portul nostru, limba noastră românească, tradiția noastră, religia noastră, care e foarte importantă și e foarte transparentă și e cunoscută peste tot pământul. Dar noi, care mai suntem acum, ce suntem generațiile ăștia, încercăm să adunăm pe lângă noi, să adunăm tinerii, ca să putem oricum să mai păstrăm ceva din toate tradițiile și culturile noastre. Bineînțeles că România ne sprijină în tot felul, încearcă să ne sprijine ca să putem păstra aștele noastre tradițiile și cultura. Eu am o mare mulțumire, eu ca asta reprezentant al Asociației pentru Tradiția și Cultura Românilor din Serbia, care e cu sediu la Kladovo, am o mare mulțumire despre partea României că finanțează un centru cultural de aproape 80 de metri împătrați, unde avem o bibliotecă de 1700 de cărți și avem un cabinet unde se învață, unde ținem cursuri de limba română, și aceea se întâmplă toată valoarea românească care este în 23 de localități în Kladovo, și mai ales noi contactăm și cu asociațiile care mai sunt prin Serbia și ne adunăm, deci, de 3-4 ori pe an de zile la mesele rotunde ale noastre, unde noi avem bătălie exact despre tradiția și cultura noastră, mai mult și mai ales despre partea limbii română. La Kladovo noi am început anul 2012, după ce s-a însemnat contractul la Bruxelles, ca să Serbia ca să respecte ale noastre, drepturile noastre, și din anul 2012 noi am început asociația asta cu negocierile și cu dezbaterea noastră să scriem ce mai mulți copii să se învețe limba facultativă cu elemente de cultură națională, și cu asta noi nouă ni s-a aprobat și acum în Kladovo momentul ăsta învață 33 de copii de la clasa 1 până la clasa 8 să învață limba română. Ce vreau să spun? Cea mai mare valoare este a noastră limba asta română, care la noi se vorbește în 198 de localități. 198 de localități, deci 150 de localități avem unde se vorbește curat limba română, dar 58 de localități vorbește limba mixă. Asta vreau să vă spun, că noi suntem aproape vreo, să zicem, 20 de organizații, 20 de asociații și două partiduri, care lucrăm anume cu programurile ale noastre românești. Yeah.
Azi, pe ziua asta aici, rămânsai foarte impresionat și surprizat și mai ales o mare bucurie a mea că văzui o avere a noastră românească aici, în satul ăsta, portul și muzica care ne ridică la un nivel care suntem foarte cunoscuți, cu nivelul ăsta suntem cunoscuți peste tot pământul. Cuceriți de ritmul și frumusețea dansurilor populare din România și Bulgaria, sunt și cercetătorii de pe meleaguri îndepărtate. Când ați învățat și unde ați învățat românește? Nu chiar am învățat muntele. Eu suntem cercetător de folclor la japonez, Norio Inaki mă numesc. Avem mult timp, cam 10 ani avem așa de la facem studii folclor. Tot România și la aici sunt oamenii. Nu spunea romanii, oamenii gândesc la brahilor. Are idee de identificare, dacă sunt, cred că la tot aceeași fratele romaniască, grupe sunie vechi. Și la sunt și Serbia, tot avem ocupație. Aici avem ocupație de colaborare Institutul de Arhivă Folclor de Etnografie. Muzeu Etnografie. Acolo avem oficial colaborare și România este de Institut Focul Arhivă Cluj. Acolo avem colaborare. Și la interesam acest eveniment, încă aici mai veneam oamenii la autentice, joc autentice. Asta a fost scopul interes. Ce mai important, oamenii poporul, grupul românească, la Brahila Serbia, Brahila Bulgaria și de oamenii ortenesc. Cei mai mari jucători din toată Europa. Asta e 100%, am filmat totele și făcut interviu și câte jocuri are. Oamenii sunt paci, aia dezvoltată joc. Aia facem la multe instituturi, facem cercetarea. Este lucru important. Asociația Vlahilor din Bulgaria a organizat cea de-a 17-a ediție a Festivalului Internațional Folcloric de Cântece și Dansuri Românești Vlahe de la Vidin și Coșava din Bulgaria, cu sprijinul Departamentului Politici pentru relația cu românii de pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, reprezentat la eveniment de secretarul de stat Petre Guran. De asemenea, oaspete în festival a fost și ambasadorul României în Republica Bulgaria. Dansul și cântecul popular sunt aproape de inima fiecăruia dintre noi și cu siguranță sunt aproape și de inima mea. Танца и песента са дълбоко до сърцето на всеки един. Вярвайте ми, те са много близко и до моето сърце. Sunt convins că acest festival este o cărămidă dintr-o punte de legătură între noi.
După paradă în pași de dans popular și spectacol până seara târziu în prima zi de festival la Coșava, a urmat simpozionul Portul Popular, istorie, tradiții și cultură, specific și dezvoltare, paradă și spectacol la Vidin în cea de-a doua zi, evenimentul fiind completat și încheiat cu expoziție cu obiecte artizanale și lucrări de grafică, însuflețită de o frumoasă demonstrație de măiestrie realizată de Rado Spunceva, în care aveam să vedem cum lâna devine obiect de podoabă. Am revenit în țară unși pe suflet de sentimentul de acasă pe care l-am simțit de cum am ajuns la Vidin, de întâlnirea cu folclorul autentic.